Printr-un acord încheiat între autoritățile locale și o firmă care distribuie filme, în sala de festivități a primăriei ar urma să ruleze în fiecare weekend proiecții de filme. Și la vară, romașcanii ar putea să vadă filme în aer liber, în strandul municipal. Autoritățile locale sunt în negocieri cu o societate care distribuie filme pentru organizarea de proiecții cinematografice la Roman. Filmele vor fi difuzate în fiecare weekend, iar locul ales este sala de festivități a primăriei, care a fost redeschisă după trei luni de lucrări de reparații și de modernizări. Se dorește ca prin intermediul aceleiași firme să fie realizate și proiecții de filme în aer liber. Acest lucru va fi posibil doar pe parcursul verii în complexul de agrement Moldova, unde se află montat un cadru pe care se poate amplasa un ecran cinematografic de dimensiuni mari. În această vară, romașcanii vor putea urmări filme în aer liber, aici, în complexul sportiv și de agrement Moldova, unde este amplasat un cadru pe care va fi montat un ecran de mari dimensiuni. În plus, caravana cinematografică organizată cu ocazia centenarului Unirii, și care în 2018 va poposi în 100 de orașe din România, este așteptată și la Roman.